ziua tuturor! Suntem din nou la sediul Partidului Național Liberal din Petroșani. De data aceasta avem un eveniment important, zic eu. Astăzi s-a înscris în Partidul Național Liberal domnul Tomi Coconea, care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Practic, Tomi este un simbol al Parângului și a ceea ce se întâmplă din punct de vedere al sporturilor extreme în Parâng și în România și pe plan internațional. Tomi este practic o legendă vie a acestor sporturi. A ales să se alăture echipei Partidului Național Liberal de la Petroșani. Noi colaborăm de foarte multă vreme. Tomi este practic promotorul mai multor activități sportive de punere în valoare a potențialului turistic al Parângului, fie că vorbim doar de competiția Randa Lift, care în fiecare an a avut tot mai mulți participanți și participanți de marcă, fie că vorbim de alte activități sportive la care el a participat și nu mai vorbim de competițiile interne și internaționale la care a participat și a reprezentat cu cinste România și implicit Petroșanul și Parângul. Avem planuri în continuare foarte serioase de promovare a Parângului și de dezvoltare a acestor activități pe care Tomi le-a inițiat. Iar pe de altă parte, vreau să vă spun cu mândrie și cu plăcere că Tomi este și unul dintre investitorii din Parâng, un investitor care, chiar dacă a avut resurse materiale mai puține decât alții, a făcut treabă foarte bună, are acolo o locație extraordinară. Anul trecut a deschis acela preschi foarte modern și care a devenit un punct de atracție pe perioada iernii. Deci, cu alte cuvinte, Tomi este un om de bază și în continuare, de fiecare dată când am vorbit cu el, mi-a povestit și mi-a spus că Parângul este muntele lui de suflet și Petroșani este orașul lui de suflet și că nu va pleca niciodată de aici și că dorește să pună umărul la dezvoltarea turismului în Parâng și la tot ceea ce înseamnă, dacă vreți, posibilitățile de a-ți petrece timpul în munte, de a face sporturi și extreme, unde el este cel mai mare specialist din acest punct de vedere, dar și alte lucruri legate de dezvoltarea masivului Parâng. Eu îi mulțumesc pentru încredere, îi mulțumesc pentru colaborare și sunt convins că în continuare vom reuși să facem lucruri foarte frumoase, în primul rând pentru a pune în valoare Parângul nostru drag și tot ceea ce se întâmplă acolo, fie că vorbim de perioada de iarnă, fie că vorbim de perioada de vară. O să-i dau cuvântul lui Tomi, după care așteptăm să vă da, mulțumesc. Da, m-am prezentat domnul primar, cred că nu mai e cazul să ne prezint. Da, eu chiar locuiesc în Parâng mai mult o atâta, sunt un om care locuiește acolo și văd lucrurile exact cum se întâmplă și pot să fiu un colaborator și un tampon ca să pot să informez și să mă implic, să mă implic fizic și sufletește în dezvoltarea turismului. Avem o mină de aur care merită exploatată și merită descoperită. Mulțumesc că v-ați gândit și cu siguranță va fi o pornire da. Exact cum ne dorim. Da, mulțumesc. Dacă aveți întrebări... Va fi și pe lista de consilieri? Da, Tomi va fi și pe lista de consilieri, pentru că, repet, el va avea și autoritatea acolo, nu doar faptul că el are deja o autoritate din punct de vedere al sportului și al muntelui, dar va avea și o autoritate administrativă începând din septembrie acesta. Tomi, ce te-a determinat să faci pasul spre politică? În primul rând vreau să mă, exact cum am spus adineauri, vreau să mă implic și să mă implic în primul rând în momentele oportune, exact când e necesar în turism, să colaborăm și să venim cu argumente clare și decise. Asta e foarte important. Ai mai fost membru la vreun partid? Nu. Ai mai fost invitat în decursul anilor să mai intri?
vreun partid? Da, am avut invitații, dar nu, deci nu am... Deci acum sunt spre sfârșitul, adică nu neapărat sfârșitul carierei, dar o să fiu mai mult implicat, sunt mai mult timp unde o să deschid și școala de zbor în parând. Deci timpul meu va fi din ce în ce mai mult acasă, să spun, ca până acum. Și atunci implicarea mea fizică se poate și o să, asta o să dovedească timpul și ce va urma. Domnule primar, două nume. Damian Militaru, care lumea confunde cu Steaua tot timpul, a făcut performanța la campionat acolo. Da. Și Tomi Coconea, care e numărul unu în parapanta României. Exact. Deci sunt oameni care sunt, dacă vreți, pe deplin confirmați în profesiile lor. De data aceasta vorbim de sport. Și Tomi și Damian Militaru, ei nu trebuie să facă neapărat politică, ei vor face sport de performanță în continuare, dar sigur vor beneficia de aceste pârghii administrative și, așa cum spune și Tomi, vine o vreme când trebuie să treci probabil și la un alt nivel sau la un alt tip de activitate. Este păcat ca cunoștințele lor și numele lor și, dacă vreți, faptul că ei sunt simboluri ale Petroșanului, trebuie puse în valoare și ceea ce face Tomi astăzi și ce a făcut și Damian Militaru și mai sunt și alți oameni, nu fac altceva decât să pună în slujba comunității cunoștințele lor și ceea ce au creat până la acest moment. Noi am sprijinit și eu personal am sprijinit foarte mult pe Tomi Coconea de-a lungul a peste 10 ani de zile și întotdeauna sunt convins că toți cetățenii din Petroșani au fost mândri când l-au văzut pe Tomi la cea mai dură competiție, Red Bull League Salt, da? Unde Tomi este un veteran și chiar discutam astăzi cu el în birou, este cel mai longeviv sportiv care participă la această competiție sau cea mai grea competiție de profil și este o mândrie pentru noi toți. Tomi este un simbol al muntelui, în primul rând, al Petroșanului și al României, în zona în care el a performat foarte, foarte mult. Tomi este și un autodidact foarte bun. Are planul de viitor, vrea să-și deschidă o școală de zbor, a investit în parând, repet, și a făcut lucruri și a demonstrat că poate să facă lucruri și să întoarcă, de ce nu, comunității din experiența pe care el a acumulat-o de-a lungul timpului. Ce mai urmează? Sportiv, actor, medici? La ce v-ați mai gândit? Deci, pe lista de consilieri vor fi reprezentate toate aceste categorii sociale, dacă le putem numi așa. Eu cred că în acest moment avem cea mai puternică echipă de consilieri din Petroșani și sunt convins de succesul pe care îl vom avea în septembrie, atât la funcția de primar, cât și la ceea ce înseamnă Consiliul Local. E important să ai în echipă oameni profesioniști, oameni care au demonstrat în profesia lor că sunt cei mai buni și care fac acest pas către politică și către administrație. Cred că e ceea ce și-ar dori orice om să aibă în echipă profesioniști și să te înconjori de oameni foarte buni, pentru că numai așa vei putea să performezi și o putea să facem în continuare administrație performantă pentru municipiul Petroșani.